Bună dimineața! Ia priviți unde suntem noi, în dormitorul Marei. Și Matei doarme. Afară avem o zi frumoasă, cu zăpadă. Vrei să vezi și tu? Da. Vrea și Matei să privească așa. Îți place? Da. Da, acolo e periculos? Nu ne ducem pe acoperiș. Pe? Nu. Haideți să vedem. Melisa cu Mircea și Mara acolo. Ia să vedem. Ușurim. Dinosaurul, da? Ia privește, Melisa doarme. Trigălașa. Și cine acolo? Mara. Dorm tu și s-au trezit. S-au culcat târziu. Ursuleț. Ce vrei să faci? Toți doi. Mașina. Mașina noastră? Da. Mașina noastră afară. Ce? Și dinozaur mare. Și mic. Mergem să bem ceai? Nu. Hai la ceai și mergem după asta la pârtie. Să ne dăm cu Bobul. Salutare! E super fain și afară, nu e atât de frig cum era aseară. Hai să vedem ce face familia mare de dimineață. Să intrăm în casă. Super! Bună dimineața! Bună dimineața! A fugit! Ce mănânci, Teo? Mergurile! Muzicianul, renumit pianistul Mircea. Îți place, Mircea? Vrei să înveți? Da. Hai, succes! Scoate coarne, vă urești! Bună dimineața și la masă. Ce mâncați? Roșii. Cașcaval. Hai, poftă bună, copii. În 3, 2, 1 și... Parcă zboară și mergem acuși cu Săniuța. Super! Dă-i 5! Bravo! Pianistul Matei. Melisa deja se îmbracă. Da, priviți ce multe haine groase. Așa, am pregătit hainele pentru Săniuș. Și mergem imediat la pârtie să ne dăm cu Sania. Ne îmbrăcăm! Matei, și tu? Iată, acesta este haina lui Matei. Ale tale care sunt? Aceasta, șosete de munte, lenjerie și mami cu tati. Și bebe, îl luăm cu noi? Îmbrăcați, valiza este pregătită și mergem la drum. Vrii îmbrăcată? Gata, vrii doar îmbrăcată. Da. Și tu? Au ieșit și copiii afară la trambulină. Hai să mergem. Da, încoace la fete. Hai să-l căutăm pe Mircea. Cine aici? Eu, s-o iau pe Bri. Cine plânge? Hai vino la mine. Ia să vedem ce fac copii. Ducem fularul lui Matei, este foarte rece afară. Ce văd. Hai, dă-l pe Matei încoace. Și iarna pe trambulină. Ha-ha, Mircea! Sigilați! Pa!
Hai să vedem. Matei, ce faci, Matei, acolo? Nu e deschis, este încuiat, trebuie să descuiat. Hai la topogan. Vrei la topogan acolo? Hai! Ai 5 minute la dispoziție. Timpul se scurge și te așteptăm afară în 5 minute. Sus! Bravo, Matei! Hai că te ajut eu. Da, privi ce frumos este aici. Soare. Cam e rece, cam e ger, dar e bine. Vrei în căsuță? Da. Unde ești? Unde pleci? Cucu! Cine e în căsuță? Matei cu Melissa? Da. Salut, Melissa! Ua! Tuc, 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 tuc! Cine e acasă? Este cineva acasă? Matei! Salut! Salut! Ha, ha. Ha, și Mara a venit! Pregătim toboganul pentru joacă! Salut! Pa! Pa, să pierde și mami! Stai puțin! Nu vă mișcați! Și eu vreau să mă dau pe topogan. Și eu. Așa, iuhu, bravo. Încă o dată. Iuhu, bravo. Bravo, deci. Așa vrei tu? Hai. Și ce ai găsit acolo? Minge? O duci în casă? Hai. Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge. Dar aici e distracție la voi. Ușurel, lui îi place în căsuțe. Gospodar. Aranjezi frumos. Pa. Ușurel. Salut. Și mami cu ochelari, ca de obicei. Sunt perfect pentru zăpadă. Super. Zăpada abia ne așteaptă. Teo, te-ai găsit căciula? În mașină deja. Așa, hai, drum bun nouă. Mulțumim. Pa, pa, mulțumim pentru tot. Hai, hai, hai. Și așa suntem în întârziere. Te conectăm lumina. Pa. Pa. Ne-am simțit foarte bine acasă la familia Marei. Noi vă mulțumim pentru tot încă o dată, vă spunem la revedere și vă așteptăm în Moldova, în Chișinău. Vă așteptăm cu drag. Da, negruți! Pa, negruți! Ia vin la mine. Ce frumos ești la soare. Miau! Ia priviți cu... Oh, tu ești jucăuș? Uai, ce se joacă! Parcă ești aisa noastră. La fel îi place joaca. Dar nu știu unde-s copiii. Ei deja sunt în mașină. A, sunteți acolo, hai! Hai să mergem! Ionuț, când vii în Moldova? Când noi avea timp. Noi te așteptăm cu mare drag oricând. Voi veni, voi veni. Hai, noi vă lăsăm cu bine. Sperăm să ne mai revedem. Ne-am simțit foarte bine la voi. Și mergem... Dar nu plecăm! Nu plecăm, mergem la Săniuși, ne vedem acolo. Ne vedem acolo, pa! Pa, familie frumoasă! Pa! Ne vedem în vlogul următor! La pârtie, la Săniuș! Și la revedere, casa Marei! Familiei Marei! Unde mergem, Teo? La Săniuș! Și Matei și Mircea, v-ați cuplat centurile, bravo!